face mai la finalizare acum? Deci trotuarele pe șoseaua Năvodari, canalizarea, energia cu aia și gazele. Terminarea instalării, că racordarea se făcut, racordarea are jumătate din comunale gaze. Deci au alimentare. Terminarea rețelei. Majoritatea lucrărilor s-a realizat cu forțe proprii. Banii alocați de administrația locală pentru amplasarea conductelor au fost mult mai puțin decât dacă ar fi fost desemnată o firmă care să execute aceste lucrări. Mai am un cartier la momentul la care vor fi și se vor începe să fie locuite. Sper că cu Congaz vom trage și acolo. Contribuția financiară a administrației locale a fost de 350.000 de lei, dintre care 300.000 de lei au fost alocați de administrația județeană și 50.000 de Consiliul Local. Până la începutul lunii decembrie, proiectul va ajunge la final. De rețeaua de gaze vor beneficia în scurt timp toți cei 12.000 de locuitori.